Bună ziua! Azi vom realiza împreună un bulb de crin. Voi folosi o coșulie 2.0 mm, o forfecuță, o bucată de sârmă, chiar pe cea pe care o vedeți, puțină vată, un pistol de lipit cu silicon și, în ultimul rând, firul. Voi folosi acest fir verde Carisia Classic. Și haideți să începem. Dau firul după degete. Mă prind cu un ochi de lanț. Doi. Trei ochiuri de lanț. Am format un prim picioruș. Iau firul pe croșetă și mă prind pe cerculeț cu un picioruș dublu. Din nou firul pe croșetă și tot pe cerculeț mă prind cu un picioruș dublu. Voi face astfel, pe acest cerculeț, 12 piciorușe duble. Deci 12 piciorușe duble pe acest circuleț. Unsprezece, 12 piciorușe duble. Acum strângem circulețul. Și ne unim la primul picioruș, cel format din trei ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Deci, al treilea ochi de lanț mă prind cu un punct alunecat. Și fac din nou 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Dau firul pe croșetă și tot în același loc mă prind cu picioruș dublu. Din nou firul pe croșetă. Și în următorul ochi de lanț mă prind cu picioruș dublu. Din nou firul pe croșetă și tot în același loc mă prind cu un picioruș dublu. Deci, la acest rând, voi avea câte două piciorușe duble în fiecare ochi de lanț. Deci, în fiecare ochi de lanț voi face câte două piciorușe duble. La primul rând am avut 12 piciorușe duble. Iar la acest rând vom avea 24 de piciorușe duble, deci se vor dubla. Douăzeci și trei, 24 de piciorușe duble la acest rând. Mă unesc la primul picioruș. Fac 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Deci m-am unit cu punctul alunecat și am făcut 3 ochiuri de lanț. Introduc croșeta aici, în mijlocul de noastră, cerculețul, și scot acest fir de mi-a rămas. Așa. Îl lăsăm așa deocamdată și continuăm. Deci, în primul ochi de lanț mă duc și fac un picioruș dublu. În următorul picioruș dublu, în următorul picioruș dublu, în următorul picioruș dublu. Deci, la acest rând vom avea câte un singur picioruș dublu în fiecare oi de lanț, câte un singur picioruș dublu. Deci avem 1, 2, 3 rânduri. Suntem la cel de-al treilea rând. Rândul 3, 4, 5, 6 și 7 vom face la fel, câte un singur picioruș dublu în fiecare oi de lanț. Deci de acum încolo mai facem încă 5 rânduri cu picioruș dublu. Cele 24 de piciorușe duble.
Acum ne unim, cum am făcut și mai înainte, și să numărăm. Deci avem primul rând cu 12 piciorușe duble, cel de-al doilea rând cu 24 piciorușe duble. În fiecare uite, am câte două piciorușe duble, la rândul 3. Am făcut picioruș dublu în fiecare oi de lanț și am zis că va trebui să facem așa 5 rânduri. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5 rânduri cu câte un singur picioruș dublu în fiecare oi de lanț. Acum, la rândul următor, continuăm astfel. 1, 2, 3 oi de lanț. În următorul, un picioruș dublu, dau firul pe croșetă și număr 1, 2, 3. La cel de-al treilea oi de lanț mă prind cu picioruș dublu. Dau firul pe croșetă în următorul picioruș dublu. Iau firul pe croșetă și număr iarăși 1, 2, la cel de-al treilea ochi, mă prind cu picioruș dublu. Din nou firul pe croșetă și în următorul oi de lanț, picioruș dublu. Deci așa vom face tot acest rând. Două ochiuri, două piciorușe. Deci în primul ochi de lanț, picioruș dublu, și la al doilea, picioruș dublu. Iau firul pe croșetă, număr 3 ochiuri, 1, 2, 3, la cel al treilea ochi mă prind cu picioruș dublu, în următorul picioruș dublu. Din nou iau firul pe croșetă și număr 1, 2, 3, la cel de-al treilea mă prind iarăși cu picioruș dublu și în următorul picioruș dublu. Deci tot așa, așa vom face tot acest rând. Deci din nou firul pe croșetă, 1, 2, la cel de-al treilea mă prind. În următorul oi de lanț, picioruș dublu, firul pe croșetă, iarăși 1, 2, 3, la cel de-al treilea ochi mă prind cu piciorul dublu. În următorul ochi, piciorul dublu. Din nou firul pe croșetă, 1, 2, 3, la cel de-al treilea ochi de la mă prind din nou cu piciorul dublu. În următorul piciorul dublu. Și înainte de a încheia rândul, va trebui să punem vata. Umplem bine acest bulb. Mai punem vată. Eu am pus de ajuns. Acum va trebui să ne unim aici, de unde am plecat. Deci dacă numărăm 1, 2, 3, vine exact la primul picior și unde trebuie să ne unim. Trei unghiuri de lanț, iau firul pe croșetă și în următorul oi de lanț mă prind cu piciorul dublu. Iau firul pe croșetă și număr 1. Din nou, la fel ca la rândul anterior. 1, 2. La cel de-al treilea, oi, mă prind cu piciorul dublu.
Iau firul pe croșetă și în următorul oi de lanț mă prind cu picioruș dublu. Din nou firul pe croșetă și iarăși număr 1, 2, 3. La cel de-al treilea ochi de lanț mă prind cu picioruș dublu. Deci la fel ca la rândul anterior. Dau firul pe croșetă și în următorul oi de lanț mă prind cu picioruș dublu. Mai greu acum pentru că va trebui să scădem. Din nou firul pe croșetă și număr 1, 2, 3, la cel de-al treilea vine exact unde să ne unim. La primul picioruș. Nu mai dăm firul pe croșetă, am greșit. Acum va trebui să fac din nou 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Dau firul pe croșetă. Și, după cum vedeți, la rândul anterior avem 6 piciorușe duble. Mă prind toată după cele două, cu picioruș dublu. Din nou firul pe croșetă și iarăși avem 1, 2 piciorușe duble. După ele mă prind iarăși cu piciorul dublu. Fac un ui de lanț, tai firul acum aranjez puțin vata să ducă mai în față. Dacă aveți nevoie puteți să mai puneți vata, dar eu am pus de ajuns încât să mi ajungă. Introduc croșeta așa, de jos în sus și trag acest fir în jos să nu se vadă. Am tras și fiul, s-a tras și vârful mai în jos. Ia uitați, este la fel ca acesta, doar că este altă culoare. Acum aici, unde am început, va trebui să introducem această sârmuriță. Facem un pic de loc pentru că ea va intra, că este subțire. Am să pun puțin silicon aici și introduc sârma. Și aici pun puțin silicon lângă. Răsucesc acest fir. Să-l prind cu puțin silicon, să se desfacă. Și ce vreau să vă zic? Trebuie să îmbrăcăm această sârmuliță, dar avem mai multe variante. Îl putem îmbrăca cu firul cu care am lucrat. Puteți îmbrăca cu pentiță. Așa, să învârtiți pentița în jurul bețișorului. Sau mai există și hârtie creponată de culoare verde. Eu voi îmbrăca tot cu firul de ață, firul cu care am lucrat. Și pun din nou tot aici unde am închis cu acel fir. Pun din nou silicon
Fixez din nou firul. Răsucesc. Am insistat puțin mai mult aici, lângă bulb, iar acum voi coborâ treptat, treptat în jos. Și răsucesc până îmbrac toată sârma. Am ajuns. Cât a ținut sârma, am îmbrăcat, deci am de îmbrăcat sârma. Pun puțin silicon aici. Lipesc. Acum aranjez un pic bulbul. Acesta este bulbul nostru de crin. Acesta este cel pe care vi l-am prezentat. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă aștept în continuare alături de mine. Vă urez multă, multă sănătate, spor în toate, să ne revedem cu bine. La revedere!